Deși în județul Maramureș sunt foarte mulți deținuți politic, până acum niciunul dintre ei nu a primit titlul de cetățean de onoare în viață sau post-mortem. Printre cele peste 100 de persoane care au dobândit această distinție, și-ar fi găsit locul și cei care au suferit și au luptat împotriva comunismului, spune Vasile Tătar, băimăreanul care a avut această inițiativă. Ieri am depus în nume personal ca și reprezentant societății civile o solicitare către primăria către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare să fie declarat cetățeni de onoare un număr de 5 cetățeni ai municipiului care sunt în viață și 5 care sunt post-mortem, care sunt în starea post-mortem, care au locuit și locuiesc în Baia Mare. În cursul acestei dimineți, Vasile Tătar a depus o solicitare și la Consiliul Județean Maramureș, prin care cere ca toți deținuții politic din județ să fie declarați cetățenii de onoare. Întrebat cine crede că ar fi trebuit să ia această inițiativă, având în vedere faptul că au trecut 27 de ani de la căderea comunismului, fără a se face ceva în acest sens, Tătar a declarat: sunt atât de modești oamenii acești deținuții politici, cât n-au avut îndrăzneala să ceară să fie declarat cetățeni de onoare. Eu m-am dus peste ei și i-am zis: domnule, hai să facem, sunt meritați, mai mult decât mulți din cei 105 care sunt în momentul de față. Autoritățile locale trebuie să dea un răspuns acestei solicitări în termen de 30 de zile. Lista înaintată a autorităților locale cuprinde 5 persoane în viață: Silviu Dragomir, Ioan Filip, Eva Gligor, Grigore Hotico, Andrei Covaci. Pentru ceilalți, titluri urmând să se acorde post-mortem. Aceștia au făcut detenție politică între 1 și 6 ani, potrivit Asociației Foștilor Deținuți Politici, filiala Baia Mare.